Salutare tuturor prietenii mei, eu sunt Mișu și astăzi o să testăm un BMW Sport, nu știu cum se cheamă, BMW Sport, cam așa, ceva de genul. Și astăzi vreau să-l testez, adică e unul șmecherul de tot, merge foarte repede. Și vreau să-l testăm, să vedem dacă poate să urce ciliadul sau dacă nu. Și să vedem cât de bun este el. Așa că, haide să-i dăm drumul și să vedem ce putere are BMW-ul ăsta. E un BMW totuși, are tracțiune spate, dar ia curbile foarte bine, adică se ține bine pe stradă și nu mă plâng de asta. Să sperăm că se ține la fel de bine pe munte. Aici mă cam îngrijorez puțin, pentru că nu are el putere așa de mare. Dar, nu știu, o să vedem acum dacă e adevărat. Uite-l ce murdar ești, nebun. Ce repede s-a murdărit. Văd că ăsta e, cred că e de un de raliuri, cred, mașina asta. Nu sunt sigur, dar văd că urcă fără probleme. Ești nebun la cap, fără probleme. Deci, avem zero probleme cu el pe ciliat pe aici. Da, numai cât accelerezi un pic zboară. Deci, zero probleme pe ciliat cu un BMW Sport. Puteți să vi-l cumpărați foarte sigur. Ăsta se duce... Deci nu contează pe unde e, cred că merge și prin apă. Hai să vedem, urcă? Urcă, frate, deci încă ce urcă. Uite-l ce nervos e. E super nervos, numai cât l-ai pișcat un pic, de nu v-am arătat înăuntru, deci... What the fuck, are heads-up display. Asta cred că ar trebui să fie heads-up display. Da, asta e de curs, e mașina, e super, super șmecheră. Ce pot să zic? Îmi place mașina asta, BMW-ul ăsta. Și văd că n-are probleme cu urcatul pe aici, ești nebun, asta îmi place. Și nu s-a stricat deloc până acum. Ok, eu mereu greșesc drumul ăla. Dar l-au făcut și prost tare de tot. Deci aproape am urcat ciliadul, ești prost? Bă, frate, mașina asta e șmecheră, ia-o-te. Ați auzit tot ce ură face? Deci când se supără... Și se oprește foarte repede, pentru că are frâni ceramice. Asta e bine. Pentru că sunt cele mai bune frâne. Cele mai bune frâne. Ia să vedem. Auto-l. Auto-l, frate. Cu ăsta nu te joci pe aici. Să moară ce pila. Ia uite-l. Ia să vedem aici. Ești nebun la cap. L-ați văzut ce fel zboară pe aici. Nici o problemă cu ăsta, mă. Deci pe ăsta, nu știu, cred că poți să urci orice cu el. Orice. Ia să vedem, putem să urcăm pe aici? Puh, fără probleme, da. Normal că putem să urcăm. Cred că e 4x4 dacă nu mă înșel. Nu cred că are doar tracțiune pe spate, că de a avea tracțiune doar pe spate, nu urca el așa, ca nebun. Ia să vedem dacă îl ducem aici în locul nostru. Ok, sunteți gata? Are accelerație foarte rapidă. Ar trebui să ne iasă aici ceva super, super mișto. Hai! 1, 2, 3 și sărim, nene, sărim. Sărim ori nu mai sărim, asta e ideea, știi? Ok, hai că am sărit. Ne ținem bine momentan. Am sărit prost. Rău de tot. Bă, și încă merge. Cred că are motorul în spate. Așa cred, cred că are motorul în spate. Hai să ne suim mai sus. Da, are motorul în spate, sigur. Și totuși ne-am lovit foarte aproape de spate. Ia să vedem. Mamă, cât prinde asta. Pe aici, ești nebun. Ia să vedem acum. Fix pe casă. Și am parcat BMW-ul. Bă, fraților, după cum vedeți, a făcut față. Adică s-a stricat o singură dată. Asta e prima mașină care s-a stricat o singură dată când urcam ciliadul și îl coboram. O singură dată, frate, doar la coborârea asta. Și aici, normal, că se strică. Na, ceva evident. Deci, până acum, asta e cea mai bună mașină pe care am avut-o și pe care o să o am. Eu vă mulțumesc mult pentru că v-ați uitat. Nu uitați să-mi dați un like și eu să fiu prietenul vostru. Baftă lume!